nu știu cum se cheamă, afluentul ăsta al Nestrului, dar ideea de cascade ne-a atras pe noi verzii, da, mai ales verzele. Verdele, verzile. Și am venit să căutăm cascadele de la Sahara, dar deocamdată nu găsim decât cărări din astea periculoase pentru stânci sau înnămolite sau pe acolo. Așa că o să ne întoarcem mai tâncă la civilizație, să continuăm campania noastră. Verde aici pentru aici sănătate și viitor. Iată, pe aici trebuie să mergem. Eha. Mergem pe acolo. Aici atât e verde. Hai să facem un leacă de boi scaut. A? Aici atât e verde. Girl scaut, ce numai boi. Girl scaut. Hai, vrei eu în față? Ca să te sprijin. Hai. Tată, ce romantic. Wow. Pește. Ce răcoare, a? Fugim de căldura din oraș. Și oare e cald azi în oraș? De cimentul din oraș. În beton. Beton, da. Pe tulburi apa, de la ploi sau de la ce? Sau cineva poluează în sus o ape? În Saharna Nouă sau cum se numește satul din deal. Aici sunt cascadele. Mai mare mă tin cu o leacă. Da. Uitați-vă, oameni buni! 450 de ani! Trebuiește ca masca aceasta să degradeze, să descompună. Haideți să fim mai responsabili, să nu lăsăm... Și sticla și e mai mult de 1000 de ani, mai ales capacul ei, gâtul. Este vina noastră atunci dacă le lăsăm așa. Paharul acela de plastic, în câteva luni, gata, o să fie, nu de plastic, de hârtie, în câteva luni o să fie una cu natura. Dar dacă era din plastic, era jale și bâja. Victoria vorbește la telefon și noi continuăm periplul, căutarea cascadelor. Am trecut pe lângă mănăstirii Val Vârteș, n-avem noi treabă. Cu așa și avea. Adică na, Natalia s-a dus și-a pus de sănătate, că-i ziua mamei ei azi. Dar Victoria e credincioasă fără biserici. Și așa că nu-s chiar singur aici, sceptic. Mă ating că s-aud la orizont cascadele, cascatele. Atent, Victoria, că e glod acolo, dar și aici e glod, așa că ai grijă pe unde țupăiești. În septembrie echipa verde să facă o expediție ecologică prin toată Moldova. Pe jos sau biciclistică? Da, pe jos sau cu bicicletă. Să numărăm cascatele. Piatra unghiulară, parcă-i tăiată. Natura mai taie uneori și unghi drept. Păi natura e cu geometrie, nu? Mhm. Ia că aici e o căscăduță. Bjic. Mai multe nu vă arăt, să veniți voi să căutați. Candidatele și candidatul verde au ajuns și la cascadele de la Saharna. Nu se putea fără așa vizită de documentare turistică. Găsim și poluare din cauza activității umane, două sticle pe malul apei. Cu educație ecologică s-ar putea să scăpăm de fenomenul ăsta. De asta insistăm să vorbească și la școală și la grădiniță despre grijă pentru mediu. Să faci parte din programul nostru electoral. Verde pentru sănătate și viitor. Punem mare accent pe educație și pe
prevenirea boilor, pe mod sănătos de viață. Uite așa, turism, cicloturism, Cabrega. Mâncare sănătoasă. Caiețcoș spinei. Suc. Nu vă arăt cum sar, ca să nu vă stresez. Vă arăt în schimb cum sare Victoria. Opa. Dar de ce prin apă? Opa. Așa. Nu poți merge pe apă? Ce fel de credincioasă ești tu dacă nu poți merge pe apă? Dar eu, ca sunt pietru, mult. N-ai văzut că mă? Bravo! Dar și prin pietru. Dar spune că mergi pe jos. A, dar cum? Eu fac dimineața 100 de așezări și... Cum spune priginanie? Priginanie, priginanie. A plecări, nu? A plecări, da. Bravo! Și eu mă ridic la bară și fac tot așa, flotări. Merg cu bicicleta toată ziua, vrei să te ajut? Mânuța. Aici e un fel de templu în aer liber. Și colecții de icoane aici. Sper că nu cer bani și pentru asta. Că am văzut că mai devreme la izvorul acela, la scăldătoare, era și de pus bani. Și aici e de pus bani. Cum să nu iasă capica din așa ceva? Și cum Bojica n-are grijă de icoana asta? Se și se umezește și se putrezește, a? Ce-ai găsit? Scrisori? Lenuța, sec de premiere. Număr de telefon. Pentru că nu-mi place să merg pe același drum, am lăsat fetele prin albia râului și eu încerc să o iau pe deal, pe sus, să ies de aici. Așa că dacă o să ajung, o să vedeți clipul ăsta. Dacă nu o să ajung, o să mă vedeți la știri. Iată un candidat care nu a ajuns, dar a încercat. Frumos! La Nistru, lângă închisoarea 17, de la Rezina, găsim așa ceva pe malul apei. Resturi de activitate umană irresponsabilă. Candidata Natalia Ițcu inspectează în 4 membri, inspectează terenul. Și poate că nu neapărat au aruncat oamenii aici, dar au adus apa din nord. Sticlă spartă, culioașe, păpuriș. Astea sunt ce? Furtuni sau învăliș de cablu. Nu știu ce e cu plasticul cu ăsta, dar el o să se descompună în câteva mii de ani. Deci, oameni buni, sticla, plasticul, vă rog, nu le aruncați în natură, că o să vă blesteme urmașii, urmașelor voștri. Este râu, e Rezina. Aici avem, nu, e invers, acolo e Rezina și aici e Râbnița. Și mizeria care o avem lângă noi. Ei, dar dacă sunt, iată, scoici, dacă sunt broaște, nu e chiar o otrăvitoare apa. Dacă Chișinău încă bea apă de aici, hai că-i vie scoica. Dar tot trebuie să păstrăm fauna aceasta, să nu dăunăm. Spune-le sorocenilor. Oare Rezina are stație de iepurare?
Nu, nu are. Unica stație de epurare este la Orhei, construită în 2017 pe banii băncii. Una care funcționează eficient, că stații, da, mai eficient. Au alții, dar epurarea e de mântuială. Apoi aia, spun, unica care... E conform standardelor. Da. Și așa e făcut pe banii occidentali.